Suntem frumoși, suntem deosebiți, e deosebită, e frumoasă, e talentată. Cu actoria la bază, ce-ai făcut? Ai răvășit, ai ciufulit, ce-ai făcut? Da, nu-ți place? Ai început deja... Foarte drăguță. Valerii, care, vă repet, pentru cei care poate ați deschis mai târziu televizorașele și ați dat pe Music Channel al nostru weekend special, care știți, sâmbătă, duminică, 13:30, începe, negreșit, indubitabil. Valerii este o moldoveancă extrem de talentată. Păi ce să-ți fac dacă ești talent de fată? Mulțumesc! Îmi plac complimentele, să știi! Foarte bine! Chiar îmi plac! Și provii dintr-o familie foarte mișto, mă rog, o familie de... De artiste, știi? Sau de artiste, hai să spunem, pentru că în speță mama este acolo, în Republica Moldova, o artistă cunoscută pe numele dânsei... Victoria Lungu. Victoria Lungu. Muzică ușoară, ușoară și populară. Gen Ileana Lazariu, pe zona aia, cred, nu? Nu, gen Andra. Gen Andra? Da. Am crezut că zona asta, Valeria, asta, Ileana Lazariu, nu Ileana Lazariu, cum o cheamă? Mama Ilenei Lazariuc. Anastasia Lazariu. Anastasia Lazariu, așa. Așa, nu mai vede, da, mama. Genul ăla de muzică știam că e foarte apreciat în Moldova. Plus ai piesele alea de suflet, de corazon, de vărsat o lacrimă. Și erau cei doi compozitori pereche care au decedat, din păcate, într-un accident. Ion și Doina Aldea Teodorovici? Teodorovici, Aldea Teodorovici, exact. Știam că aia este zona foarte apreciată în Moldova și cam toți știe, inclusiv de pe la noi ar fi Fuego pe zona aia. Da, 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 exact. Așa-i? Da, 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 da. Fueguța este... Foc și pară, împodobește mama. E nebunie de Crăciun. Nu, un băiat de altfel deosebit, Paul. Hai să vorbim despre mama. Cu ce, cum, în ce fel mama a venit și te-a sprijinit în tot ceea ce, iată, ești în momentul de față? Păi, în primul rând... A avut vreo contribuție la toată povestea asta? Normal. Păi eu când am terminat liceu, habar nu aveam ce vreau să fac. Bine, ca orice alt copil, adică nu te-ai gândit? Adică, bă, mama artistă, cunoscută în Republica Moldova, oare eu de ce nu m-aș apucat de cântat? Am scos și o piesă, o să scot și în continuare. Aaaa. Doar că, nu știu, mă regăsesc mai mult în zona în care fresh sunt eu acum. Și pentru că este mult mai versatilă, pot să fac mult mai multe lucruri odată. Fă cu părul așa și lasă-l pe spate, măcar o parte, partea ta dreaptă. Dreapta. Nu, dă-o mai pe spate. Se aude? Acolo, atât, fată, să vadă și umărul că e frumos. Deci că ce tâmpită. Mă uit și eu la televizor, mă uit și eu la mine, nu? De hai, ce nu te satru de tine? Că e vorba aia, văzut la televizor destul de mult. Păi îmi place să mă văd. Păi bun, nu? Ai ceva din Raluca Bădulescu? Nu cred. Ba da. Starea asta de spirit extrem de fervescentă, extrem de spumoasă, așa, spumantă, ca o șampanie, știi? Exact, e bine precum atunci, Raluca. E bine atunci, e bine atunci. Și revenim la mama. Eu când am terminat facultatea, pentru că facultatea, liceul, nu știam ce să fac. Pentru că am făcut dans, am făcut muzică, am făcut foarte, foarte multe lucruri. Eram și deja de atunci în radio și în televiziune. Acolo, în Republica Moldova? Da. Unde? Da. Eram la Moldova 1. Asta e postul național de televiziune și postul de radio? Da. La fel? Da, nu, Moldova 1, da. A, Moldova e unul și postul de televiziune, da, și postul, exact, de radio. Da, la da, adică da, da, da. E tot ok, perfect. Da. Și nu știam ce să fac și mama mi-a zis, hai, du-te la actorie la UNATC. În România? Da, în București. Pregătește-te. Ai obținut cetățenie, mă gândesc. Da, aveam oricum de ceva ani. Ok. Mamă, și eram tu, pregătește-te, că e greu, că e diferit, că nu știu ce. A trebuit să dorm pe saltele la o prietenă de-a mea, pentru că nu îmi permiteam pe atunci să-mi iau o chirie sau să stau la cămin. Acum ați permit? Acum, da. Cât de mult îți permit? Îmi permit destul. Să stai într-un rezidență extrem de nordic? Da, îmi permit și asta, da. În zona de nord, la capitalei? Da, doar că acum îmi permit mai mult să... îmi iau o chirie decentă și să păstrez banii pentru a investi într-o casă. Aaa, deci vrei să devii... Deci cu planura mea moldovenă, păi logic, zică moldovencele... Păi toată viața pe care ne-o construim trebuie să fie făcută din planuri, nu? Că dacă eu astăzi câștig 10 lei
și nu păstrezi 2 lei din aia 10 lei, ce-am făcut? Sau măcar 5, jumătate faci. 5 da, pui exact. Deoparte, 5 îi cheltui. M-am dus și eu, că poate nu pot să cumperi foarte multe de 10 lei. Nu contează, de că ai zic? Bine. Adică trebuie să te uiți și pe viitor. Și mama te-a îndemnat să pornești pe drumul ăsta. Da. A zis, bă, fată... Nu, mama mea nu. Nu? Mama mea a zis așa, du-te și de admiterea, dacă nu o dai, nu te primesc acasă. Mai ai frați? Da, mai am frați vitregi. Frate. Ah, ok, un frate. Atât. Da. Ok. Deci, bă, povestea e că mama cumva te-a forțat să vii către București, da, să dai la zis, teatru. Da, și nu te văd acasă. Să hai, nu pa. Vii la Chișinău fără diplomă în buzunar. Deci, câteva. Crede-mă că atunci când m-am dus în ultima zi să vedem rezultatele, că spuneam, era toată lumea acolo, agitație, eu mică maxim. Mamă, săream acolo, dați-vă și voi la o parte, că nu văd nimic. Bă, dați-vă la o parte, mai că am nimic eu, băi, ce faceți? Trebuie să-ți povestesc, trebuie să neapărat să-ți povestesc, imediat. Și mama, mă văd acolo pe listă, zic, fericirea mea, am intrat la facultate, eu sun pe mama, zic, mama, am unde dormi în seara asta, vin acasă. Și trebuie să te duci până la Chișinău? Și m-am dus până la Chișinău, n-aș să-mi iau lucrurile, că fata a intrat la facultate, era mândră, logic, cum să nu? Să vezi că în momentul în care eu am venit în România prima dată, trebuia să vorbesc cu cineva la telefon. Și eu nu am știut că românii vorbesc foarte repede. Da. Și era și la telefon. De Olteni. Mamă, și era la telefon și zic, n-am înțeles decât plată. Deci gata, o conversație de două minute n-am înțeles decât plată. Și zic, tu, era aveai, prietena mea care deja avea 2 ani. Aveai de dat o șpagă? Poftim? Aveai de dat o șpagă? Nu, ceva că trebuia să plătesc nu știu ce nu știu ce, ca să iau niște acte. N-am înțeles nimic și femeia vorbea foarte repede, te rog frumos să sună la telefonul ăla. Eram, ce? Păi sunt Viana Negru, știi că e moldoveancă, dar... Da, știu. La fel de repede vorbește. Păi și eu acum vorbesc la fel de repede, dar pe atunci mi se părea extraordinar. Zic, doamne, dar nu vi se încălcește limba în gură, cum poți să vorbești? Bă, dar vorbește și tu mai lent, mai... Până m-am dus în Cluj și am zis, dar tu, Doamne, mișcă-te odată că trece anul, tu încet naște și pisica și... Încet ardealul, dar cu cap! Da. Sunt Viana Negru, te-a inspirat vreo clipă? Da, este senzațională femeia. E moldoveancă, dar voastră, da. Fostă colegă de-a noastră, pe care noi o iubim, o pupăm din tot sufletul, Sânzi, te pupăm, Sânzi. Și are deja în momentul de față un real succes. Mi-aș dori să o aducem, să o revedem pe Sindiana, poate într-un weekend special aici, dacă tot o ardem pe influencer și influencerițe și duduițe din astea frumoase și talentate, m-aș bucura să o revăd pe Sindiana. Deci, cumva, ți-a fost model Sindiana Negru. Ea, am descoperit-o de curând, de aproape 2 ani, cred. Și la un moment dat, într-un story, zice că e moldovean, că zic, nu cred. 100%? 100%? Da, și mi s-a părut extraordinar. Este o fată, o femeie, că deja este femeie, este talentată, are niște clipuri superbe și chiar muncește foarte mult și cumva mă duc și eu în direcția aia. Bun. Hai că tot am cumva încercat să o cunoaștem pe a noastră Valerie. Hai, nu, până în clip. Încă un fragmentel, hai să intrăm în poveștile pe care, iată, sau aceste povești care deja, iată, te-au consacrat în România, tot ce ține de zona aceasta online. Eu am spus că mergi pe tot ce înseamnă styling. Eu am început cu travel. Travel-ul? Da. Aici să nu te bage sectorul meu. E bine. Și am n-ai început... călătorit în România cât am călătorit eu? Nu am călătorit în România. Asta este partea, probabil... Îți dau scris că n-ai călătorit cât am călătorit eu în România. Păi în 21 de ani de emisiune. Am o emisiune de 21 de ani. Felicitări! Yeah, thank you! Superb! Nu, am luat-o pe, nu știu, Paris, Veneția... Ah, stai mă, cam e cu din astea, cu da, harfe da, de da, Parigi, da, da, de da, Viena, da. De Veneția și de da. London. Da, da, da. Țineți povestea, deci că plecăm o pe ideea țin, de... O țin bine, nu-i da drumul, strânge bine din picioare. Așa. Revenim, vedem clip, ce vedem? Ce ți-am luat? Pentru mami, ce i-ai dedicat mamei tale? Ce i-aș dedica mamei? Ce ar plăcea doamnei Lungu să vadă din partea ta? Ai zis Andra. Îi place Andra negreșit. Îi place, da, dar acum am soția lui Măruță, pe care Măruță îl pup.
orice, I love nu, mă gândesc ce piesă. Și pe Andra, desigur, o pup. De ce mă întrebi așa, că am un lapsus grav și îmi plac piesele lui Andra? De la Andra, ceva. Cred că de acum cu Golden Boy are ceva. Andra? Da. Aia să fie, așa. Cu Golden Boy. Mario Fresh, de Mario fapt. Fresh, așa. Care e super băiat de altfel și ea, nu mai spun, omega femeie și bună prietenă, Andra Mario Fresh, de la Valérie pentru Asa Maman, cu toată dragostea, bien sûr.